Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special, Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Istrate, George Ombre, Ghiță Ghiță, Petru Achim, Maria Mirabela, vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura! Uh, dragii mei uh, telespectatori, deci ieri vreau să vă spun că am râs cu lacrimi, și a reușit Laurențiu să ne scoale în picioare și să-l aplaudăm la scenă deschisă. Uh, o voi lua pe rând. Vedem că Lorena. Se aduce în discuție când ea plângea și făcea pe victima și era o mare dramă pe chipul ei. Acum spune că ea nu a plâns de camere, dar în schimb, când a venit Bianca, a început să vorbească. Păi, măi, Lorena, de aici ne-ai dat de înțeles pe ambra ai aruncat o și ai respins o imediat iar pe Bianca în momentul când s-a apropiat Bianca de tine ai început să vorbești de ce că știai că automat vor fi camerele pe tine. Așa că, fetiță, Lorena, cât te dai tu de corectă și de sinceră, ești vicleană și perversă, la fel ca Bianca. Te-a învățat Bianca să bocești ca să pari victimă? Nu știu de ce mi s-a apărut același scenariu ca al Patriciei. Că și aia a plâns când a simțit că nu plac băieții. Am înțeles. Aveți o prostă pe de toată jena. Iar voi sunteți mult, mult mai fără creier dacă plecați urechea la această diabolică Bianca. Acum am înțeles de ce nici tatăl ei propriu nu o suportă. De ce a renegat-o? De ce nu mai vrea să audă de ea? Pentru că această Bianca este foarte, foarte diabolică și foarte rea. Dar voi ajunge imediat acolo și voi spune strict părerile mele, și vă aștept și părerile dumneavoastră. Ce mai vedem? Că radu, se arată materialul, când radu a fost deranjat oarecum, vezi, Doamne, a băgat bățul printre gard la George, că nu a avut nicio reacție față de Larisa când a vorbit. Eu Ionuț în camera roșie. Măi, Răduca, uh, se pare că nu ai realizat un lucru. Sunt femei care pot să le lași cu 100 de bărbați într-un loc și nu se întâmplă nimic. Atât de deșteaptă e și atât uh, de mult se iubește pe ea, încât toți bărbații din jurul ei stau drepți și o respectă. Se pare că mama ta măi Radu, este genul ăla de femeie, chiar dacă este o femeie decentă. Nu o văd genul de uh, femeie care să râdă cu gura până la urechi uh, și să se uite fix în ochii bărbaților și să se gudure pe lângă ei. Chiar nu o văd pe mama ta. Ar fi trebuit să știi lucrul ăsta că nu toate femeile sunt curve. Da, panică era când Bianca mergea în casă, în camera roșie, cu bărbații, de ce? Că o știm cu toții. Ea nu știe decât să râdă cu bărbații, să se gudure pe lângă ei. De ce? Că îi place sexul. Și atunci, normal că bărbatul de lângă ea este în panică tot timpul. Dar Larisa se vede cu ochiul liber că e o fată care se respectă și are principii sănătoase de viață. Sper să-ți fi dat seama că iar ai vorbit mult prost și fără rost. Mă-i răduca. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, și aici vreau să punctez un pic mai mult, pe Ionuț. Ionuț, din punctul meu de vedere, s-a schimbat radical. Nu mai este Ionuț din primul sezon. Acum văd cu adevărat parșivitatea lui Ionuț. Îmi pare rău, tot l-am apostrofat, tot l-am atenționat, dar ieri mi-a demonstrat că este pervers și că ne-a mințit până în ziua de astăzi că este un om corect și a asumat. Nu. Vedem că ieri spune că el nu vrea să o voteze pe Patricia. De ce eu nu, nu vrei să o votez pe Patricia? O super pe Bianca? Ai uh, intrat toți trei în cârdășie? Bianca, Radu și Ionuț? Păi atunci, Ionuț, du-te acasă! Deci, eu care te-am susținut atât de mult, îți spun cu voce tare că nu mai faci cinste românilor. Ești un om pervers care te dai precum bate vântul și cu cine te asociezi cu Bianca care te-a vândut ca pe Iuda și cu Radu. Și atunci, scuză-mă pe mine, nu ai coloană vertebrală, nu ai demnitate și degeaba spui nu vreau să mai stau în emisiune, votați-mă! Că acum se vede că te interesează să faci coaliții cu dușmanii tăi din sezonul trecut ca să rămâi cât mai mult în casă. Să-ți fie rușine, mă Ionuț. Dar de ce nu ai luat atitudine cum a luat Laurențiu și atunci te lăudam și te apreciam în continuare, dar acum văd că tu te asociezi cu cea mai diabolică femeie din casă și că o susții pe Patricia: Mă, Ionuț, mă lași? Păi și tu vrei să mai spui că ești bărbat de catifea? Nu, ești pervers. Dragii mei telespectatori, chiar vă rog frumos să vă dați cu părerea referitor la Ionuț. Mai este Ionuț cel din sezonul 1? Acum mi se pare că este cățelușul Biancăi. Când e vorba de Bianca, el se agită foarte tare. Și acum spune pe față că el nu poate să voteze pe Patricia. De ce? C o superi o super pe Bianca. Dar o votez pe Ambra. Ce-ți-a făcut Ambra? Cu Aisa la fel. Te-ai luat de Aisa, ai făcut-o ferfelice. De ce? Că a supărat-o pe Bianca. Rușine! Ești mai pervers ca Livian. Eu te-am bănuit de prima dată, dar am zis, oh, nu, stai că uite, are sentimente pentru Larisa. Ca acum să mă dezamăgești 100%, Ionuț. Ești un mare, mare pervers și mincinos. Scuză-mă pe mine, Ionuț, dar deja mai siderat. Aseară a fost pentru mine uh, agonie și extaz. Inclusiv tu care te admiram foarte tare să văd atâta răutate și atâta parșivitate și viclenie în tine, Ionuț este strigător la cer. Iar tu, Laurențiu, fac apel către tine. Mare atenție cu Radu și cu Ionuț. Că acum Bianca a pus tunurile pe tine, iar săgețile astea, cățelușii ăștia, Ionuț și Radu, cățelușii Biancăi, te vor prinde la colț mare, mare atenție. Cel vedem pe nesimțitul de Radu când iese ambra în față pentru că o propune diabolica de Bianca, îi spune să ne salute, să-i salute de acasă, să-ți fie rușine de nemâncat de fomist măi răduca. Nu mai scapă țara de voi, ieșiți din casele noastre Măi ăștia trei, repetenții sezonului 1, care nu faceți altceva decât ne arătați teatru, -ă, falsitate și răutate. Să vă fie rușine. Ați sacrificat-o pe Ambra, o fată cu minte și decentă. De ce? Că diabolica de Bianca nu a vrut ca Patrick să plece din casă să ajungă la nona. Putea foarte frumos să propună la eliminare pe Robert sau pe Ionuț și 100% pleca Patrick. Dar ea ne ia cu polologia ei de șervețel de unică folosință, că știți, să te ferească Dumnezeu de femeile curve, că alea te mint în față și îți povestesc multe și nevrute. Dar de fapt ele au un cel și un scop. Bianca, nici de cum! Nu s-a gândit că, vezi, Doamne, distruge cuplu, singurul cuplu. Nu! Ea a vrut să-i facă în ciudă nonei ca Patrick să nu fie eliminat și să ajungă la nona. Aduceți-vă aminte ce a spus Bianca cu o răutate În ea ceva de speriat e, Nona când a intrat în casă Cum l-a văzut pe Patrick A spus el meu Dar de ce să spună lucrurile astea Că poate îl vroiam și noi Aduceți-vă aminte Când Patrick și-a arătat tatuajul Cine era în agonie Și extaz Bianca Uite acum sunt fericită că i-a mai văzut Încă o dată -ă... Trupul Bustul Că spunea Nona că nu o să mai aibă ocazia Patricia. Dar Bianca se pare că este mult mai înflăcărată după Patrick și își bagă unghiuța în gât că Patrick o iubește pe Nona. Ea crezându-se femeia fatală că dacă o elimină pe Nona, Patrick se va uita la ea că ea este balenă. Să-ți fie rușine, de asta nu te place tatăl tău și te-a repudiat. De rea ce ești, iar mama ta te educă doar prin rime. Atât că uite rezultatul la educația pe care ți-a dat-o mama ta. De asta tatăl tău nu vă vrea pe niciuna, nici pe tine, nici pe mama ta. Sunteți în gură și proaste în meserie. Nimeni nu vă suportă. Ea, bandită fiind această Bianca, o gândește la secundă, părerea mea, să n-ajungă Patrick lângă nona, desfințesc pe toți. Era în stare să o propună și pe Mantea la eliminare. Numai să n-ajungă Patrick la nona. Și o dă cu îmbălării că vezi, doamne, ține la cuplu. Nu, și-a dat seama și Robert că e parșivă. Și atunci bandita, ce face? O propune pe Ambra că de fapt ea a dat-o cu mantă să lovească în mai multe persoane a dat în ambra că există posibilitatea ca uh, Laurențiu să se apropie de ambra. Și uite cum uh, milia și pe ăsta. Nona mi a luat pe Patrick, ambra acum milia pe Laurențiu, dar Laurențiu diploma și deștept. Creier, șmecher. Bravo ție! Își dă seama și spune pe față că este vicleană. De ce n-ai eliminat o drăguță pe Patricia? Ah! îți eliminai uh, zlugoaica. Am înțeles. Măi, Patricia, ai grijă. Fac apel către mama Patriciei. Doamnă, aveți grijă că știu că soțul e cam călător și cam plac femeile. Multă prietenie între Bianca și Patricia s-ar putea să vă ia soțul. Măi, Patricia, la cât de perversă ești, mai mult ca sigur, vei accepta ca Bianca să pe mama ta cu tatăl tău că știm. Asta care are cistită și merge de 10 ori la baie, vă dați seama cum miroase? Ferească Dumnezeu! Își lasă urina și savarina pe toate canaperele. Această diabolică, această femeie rea, Bianca, a sacrificat o fată cu minte ca să nu plece Patrick după nona. Ăsta era scopul tuturor concurenților corecți pentru că el vroia să plece. Dar tu, diabolică fiind, ce ai spus? Marșez pe ultima carte, chiar dacă mi-au hate. Mi-au scris susținătoarele tale, măi biencuțo, măi șat după șat, care te-ai culcat cu trei bărbați și te-ai îmbătat pe live, de față cu toată lumea. Ram de femeie, nu jucărie. Mi-au spus susținătoarele tale, care te susțineau. doamna Laura, nu ne mai trebuie Astfel de persoană, acum am văzut că dumneavoastră aveați dreptate, că este diabolică și rea. Noi i-am spus de la bun început să nu voteze pe Ambra, că nu este corect. Și ea n-a ținut cont și a votat-o pe Ambra. De ce? Tot ca să nu plece Patrick la nona. Dar ce să vezi, mă, măi, asta care vei rămâne cu câini și cu pisici și care miroși a urină toată ziua. Du-te, ia urinal, ia ceva, fă ceva, că ne-ai disperat cu dosul la baie. Spală-te cu apă sărată, cu pelin, fă ceva cu tine. Așa că, Bianca, ești de cea mai mare jenă să arăți lumii întregi că ești leșinată după Patrick, și tu și Patricia, ce să vă fac, mă? Băgați vă un în gât, că Patrick este cu nona. Acum nu sunt ei împreună, dar știu, unul de alții, unul de altul, pentru că se pare că nona încă nu poate să părăsească Moldova. Dar iubirea învinge, a fost la ea. Asta e Binganca, asta vei avea în viața ta decât răutate, oferi răutate aia vei primi decât răutate, ce am mai văzut la Bianca că a fost uh, foarte uh, deranjată și mirată că de ce a luat la Urențiu foc și a spus că acum i-a văzut viclenia, că de ce nu s-a ținut de strategie să iasă Patrică pen, pentru că Patrick își dorea, își dorea să plece. Și acum i-a văzut răutatea, iar ea foarte mirată, dar ce treabă ai tu? Ea nu se aștepta ca la Urențiu să fie deranjat de atitudinea pe care a avut-o ea și de acțiunile pe care le-a avut și a rămas șocată. De ce la Urențiu faci tu așa? Și Laurențiu ferm pe poziție, bărbat cu sânge în instalații. Ia! Exemplu, Ionuț, că te-am crezut corect, dar nu ești. Ești mare, mare pervers. Și mare, atenție, dragii mei susținători, care l-ați susținut pe Ionuț și care îl susțineți în continuare, Ionuț nu e ceea ce vrea să pară. Fapt că acum ține cu Bianca și cu Patricia, cel puțin nu se băga. Dacă era corect. Măi, nu vreau să o atacă. Nu știu, mă strânge ciorap. Dar nu te dai în stambă. Nu ne arăți că ne-ai păcălit. Că, de fapt, și tu ești ca Bianca. Dar ești de la mai pervers. Ești mai pe, pe furiș. Ionuț. Iar Laurențiu, pe față, a spus. Bravo ție, Laurențiu, deci ești numărul unu. Sunt uh, foarte, foarte încântată de caracterul tău, Laurențiu. Astfel de tineri ne trebuiesc, nu perversi și vicleni, precum Ionuț și Radu. Ionuț pentru mine a fost aseară o dezamăgire, dar a fost agonie și extaz, cât m-a enervat Ionuț, atât de tare m-a bucurat Laurențiu. După părerea mea, Laurențiu este un Mo Bogdan Mocanu din puterea dragostei. Corect, ferm, asumat pe poziție. A stricat-o un pic. Mocanu cu Jador atunci, cu Andra Volos. Dar se pare că Jador a avut dreptate cu Bogdan Mocanu. Dar Laurențiu, de moment, în momentul ăsta, este cel mai corect, corect om. Fapt că s-a luat și de Radu. Le acceptă glumițe mai porcești, mai decoada vacii, dar până la o limită. Ăsta înseamnă să arăți că ești bărbat cu adevărat. Permiți glume, Caterin, că faci ce vrei, dar gata, nu mă lua drepros că ți-o dau la temelie. Așa că bravo, bravo ție, Laurențiu. Ai ridicat publicul în picioare arătând cât de parșivă și cât de vicleană este... Bianca. Și mare, mare grijă Ionut, ä, Laurențiu la Ionuț și Radu. George, Laurențiu, Alexandru, care mai sunteți? Mare, mare atenție. Repetenții din sezonul 1 au făcut gașcă împreună cu Patricia, Lorena și cu Cristina să vă elimine. Iar Bianca degeaba spune că n-a vrut să distrugă singurul cuplu. Nu este adevărat. Ea și-a jucat cartea, a dat-o cu să-l lovească pe Patrick să nu ajungă la nona și Laurențiu să nu aibă posibilitatea să se cunoască cu Ambra. De aici să vedeți răutatea. Bianca. -i. Iar Patricia, vedem că se activează astăzi în emisiune, că am văzut ieri în promo. De ce? Că dă în șefa ei, în stăpâna ei. Știți cum e? Patricia este câinele la care și apără stăpânul. Așa că dacă sunteți deștepți, dragii mei concurenți, Larisa, George, Laurențiu, puneți-vă mintea la contribuție și desfințații. Vedeți că sunt susținuți de staff și că vă umilesc, am înțeles că acum Bianca se ia și de cuplu ăsta, Larisa și George, care sunt cu adevărat reali. De ce? Că simte că Larisa vine ca un uragan peste ea, că este plăcută, că este reală, că este corectă. Și atunci ce face? Începe să dea în Larisa. Iar Larisa, Laurențiu, George, vedeți că nu se poate și că staful susține pe mahalajoica asta, pe diabolica asta, luați-vă toți trei de mână și plecați și lăsați pe ei. lăsați pe ei să facă emisiune. Laurențiu a spus clar, pe mine nu mă interesează și mâine dacă plec. Nu mă interesează. Eu nu am venit aici pentru cecuri, că această diabolică l-a acuzat, dar tu, dacă ai fi favorit și ai luat cecul și el a spus, nu vreau niciun cec, păi de ce ai mai venit atunci? Deci Bianca a spus pe față nerv că omul la nerv și la băutură nu-și mai dă seama. Ne-a spus tuturor că ea a venit aici doar pentru bani și și-a bătut joc de cei băieți și s-a culcat cu ei jucăria, știți cum e, nu te suport, nu te suport, dar măcar gândilăm. Asta este Bianca, șervețelul bărbaților și tartorul în casa iubirii și tartorul lui uh, uh, doamnei Mantea și-a Fapt că îi spune acolo nu mi-a plăcut de tine ureche, trebuia să fie un pic mai ferm. Când a spus eu nu vreau să mă duc să aduc cutia. Deci, bravo, doamna, moderatoare. Mantea. O trimiteți să vă aducă uh, cutia cu voturi și Nu vreau. E șefa dumneavoastră. Deci, dumneavoastră, doamna Mantea și uh, Patricia, cățelul și Bianca-i. Dacă nu vrea șefa, vă conformați. Că nu vrea șefa. Bravo, ție, la Dar acolo mi-ar fi plăcut să spui: Nu mă duc. Ce n-are picioare? I-a luat Dumnezeu picioarele. Să ducă ea. Nu merită să fiu cavaler cu astfel de persoană. Mi-ar fi plăcut atunci. De ce rei? Oricum ai fost la cotele cele mai înalte. La Orențiu. De deci ce ai răzbunat toți, toți telespectatorii? Dacă și tu și Patrick erați de la bun început, păi nu mai exista nici Ionuț în casă, nici Bianca și nici Radu. Astfel de tineri avem nevoie în țara asta. Să desfințeze răutatea, dușmania și rechinii, impostorii. Exact cum este Laurențiu. Și așa că, dragii mei telespectatori, stați bine și gândiți-vă noi de tineri, cum este Laurențiu și Patrick, avem nevoie. Nu de perveri și pupincuriști care se dau că sunt educați și cu bun simț și de fapt ne trădează ca Iuda. În ultimul moment, în ultimul ceas. Cam asta e, dragii mei telespectatori. Abia aștept să vedem ce se întâmplă în săptămâna asta, că vă dați seama, va fi jihadul. De ce? Că Laurențiu a avut tupeul și asumarea necesară încât să dea în favorita staffului, nu favorita publicului, Bianca acum vom vedea cu adevărat ce noroc au că cu Laurențiu și-au câștigat iar ratingul pentru că este un om demn de tot respectul și pune la pământ și demască impostorii mincinoși și falși. Au avut mare noroc cu Laurențiu că acum toți suntem curioși cum va reuși Laurențiu să doboare popicele astea mucegăite de atâta timp în emisiune. Tare suntem curioși. Așa că, dragii mei telespectatori, vă las, vă doresc o săptămână minunată tuturor, plină de sănătate și belșug și ne vedem mâine la următorul vlog să vedem cum doboară la Urențiu acești repetenți din casa iubirii sau casa balamolului. Asta e. La revedere.